Ludwig somnoros i-a spus Lenny că ar trebui să se culce puțin. Corect, meritam puțină odihnă după călătoria începută în zori. Ne-am ridicat, am căutat pături. În jurul orei 5 după siestă am ieșit în fața casei. Cei mai mulți din grupul nostru dormeau, nu era nimeni. Lunca împânzită de brazi, molizi, cu bolovane însorită, fierbinte, în spatele meu casa gemea de somn, de muște. În fața mea lunca și mai departe munții, munți de jur împrejur, atât de muntoși și de acoperiți de păduri, incredibil de împăduriți în această pustietate. Nu era locul meu, ce să fac cu el dacă eram aici? Puteam fi în altă parte, tot una, știam că dincolo de peretele muntos mai sunt și alte locuri, necunoscute, dar nu mi erau străine. Între mine și peisaj se instaurase acel tip de indiferență care se poate preface în severitate, ba chiar în ceva rău. În ce? În adormire separată a luncilor și a pădurilor ce urcau din adâncuri necunoscute și neinteresante, izolate. Exista posibilitatea prinderii, răsucirii, sugrumării și, spânzurării, dar această posibilitate era dincolo, dincolo de... Stăteam în umbră, în fața casei, printre copaci. Mă scobeam în dinți cu un fir de iarbă. E cald, dar aerul e proaspăt. Am privit împrejur. La 5 pași de mine, Lena. Stătea. Când am zărit-o așa pe neașteptate, mi s-a părut în primul rând mică, o fitișcană, și mi-a sărit în ochi bluza ei verde, fără mâneci. Dar asta a durat o clipă. Am întors capul și am privit în altă parte. Frumos, nu? A spus ea, pentru că stând la 5 pași de mine trebuia să spună ceva. Continuam să nu o privesc, dar neprivirea asta mă ucidea. Să fi venit la mine, la mine ca să înceapă ceva cu mine. Asta mă speria. Nu mă uitam și habar n-aveam ce să fac. Nu era nimic de făcut. Stăteam. Nu priveam. Dar ce ați amuțit așa? De admirație? Unde-i priveliștea aceea, domnului Leon? Am vorbit ca să spun ceva. Râsul ei încet, delicat. De unde să știu eu? Din nou tăcere, de data asta mai puțin frapantă. Căldură. Seara se apropia. O piatră, un gândac, o muscă, pământul. Când mi-am epuizat timpul rezervat răspunsului, am spus, în curând o să aflăm. Ea a adăugat imediat. Da, papa o să ne ducă după cină. Și iar n-am mai spus nimic. Priveam peticul de pământ din fața mea. Eu și pământul, ea alături. Mă simțeam stânjenit, plictisit. Aș fi vrut să plece. Din nou se cuvenea să spun ceva. Dar, înainte, să spun ceva, am tras puțin cu ochiul și am văzut că nici ea nu se uita la mine. Că privirile ei rătăcesc în altă parte, ca și ale mele. Iar neprivirea reciprocă a mea și a ei abătea spre mine o slăbiciune jenantă, provenită din depărtare. Nu eram îndeajuns de aici. Eu și ea, ea și eu... Eram parcă protejați de undeva de acolo dincolo, bolnavi, insuficient de prezenți, ca în somn acele fantome nevăzătoare legate de altceva. Dar gura ei era continuarea raportată la dezgrațioasă răsfrângere a buzei, de acolo, din bucătărie sau din cameră. Trebuie verificat. Am aruncat o privire și n-am văzut bine gura, dar am văzut imediat că, într-adevăr, gura ei e ca cealaltă gură, ca două orașe pe hartă, ca două stele din aceeași constelație, mai cu seama astăzi, la distanță. La ce oră trebuie să plecăm? Cred că pe la 11 și jumătate, nu știu. Am plecat, adică am plecat din locul în care eram și mergeam prin lungă la soare, mai puțin dogoritor și în liniștea munților. Atenția mi-a fost atrasă de măruntele accidente ale terenului, mai ales pietrele îngreunau mersul. Ce păcat că ea nu mi-o pune rezistență. Pe de altă parte însă, cum poate opune rezistență cineva căruia vorbirea îi slujește doar ca pretext pentru voce? Ha, 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 cum declara ea după uciderea pisicii. Ei, ce să-i faci? Nu opune rezistență? Nu va exista opoziție. Ce neplăcută a fost întâlnirea noastră. Cumva laterală, fără priviri, oarbă, tot mai multe flori în iarbă, albastre și galbene, pâlcuri de molizi, de brazi, terenul cobora și eram destul de departe. Inimaginabilă substanță de noutate și depărtare, fluturii zburau în liniște din jur, vântul adia, pământ și iarbă, pădurile se prefăceau în piscuri, iar sub copac, chelia, pinsenezul Leon, stătea pe un trunchi și fuma. Ce faceți aici? Nimic, 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 răspunse și zâmbi încântat. Ce vă bucură așa?
Ce? Nimic. Tocmai asta, nimic. Ehe, calambur, poftim. Mă bucură nimic, înțelegi? Binefăcătorașul meu, respectabilul meu companion și birbant și birjă, pentru că nimic este ceva ce se face toată viața. Omulețul stă, vorbește, scrie și nimic. Omulețul cumpără, vinde, se căsătorește, nu se căsătorește și nimic. Omul șezutul pe butucum și nimic. Apă de ploaie. Vorbea rar, cu nonșalanță, inspirat. I-am spus, vorbiți de parcă n-ați fi muncit niciodată. Să muncesc? Sigur că da. Cum altfel se poate? Băncuța, bănculița, băncușoara, o balenă. 32 de ani. Și ce? Nimic. A rămas pe gânduri și a suflat în pumni. S-a dus. Ce s-a dus? A răspuns nazal, monoton. Anii se împart în luni, lunile în zile, zilele în ore, minutele în secunde, iar secundele se duc. Nu le mai prinzi. Se duc. Se scurg. Ce sunt eu? Sunt un anumit număr de secunde care s-au dus. Rezultatul? Nimic. Nimic. S-a înfuriat și a strigat. Hoție! Și a scos pinsenezul tremurând bătrânește, că bătrâneii revoltați care protestează uneori pe la colțurile străzilor în tramvaie, în fața cinematografilor. Să vorbesc cu el? Să-i vorbesc? Dar despre ce? Eu rătăceam în continuare, fără să știu dacă în dreapta sau în stânga, atâtea fire, legături, insinuări. Dacă aș fi vrut să le enumăr pe toate de la început, dopul, suportul, tremurul mâinii, coșul, m-am pierdut. Nori de lucruri și de probleme neconturate, care nu se țineau la oaltă. Din când în când un amănunt se asocia cu altul, se cupla, dar numai decât apăreau alte legături, alte direcții. Iată, cu ce am trăit eu? Parcă nici nu aș fi trăit. Haos, o grămadă de gunoaie, un terci. Îmi văram mâna în sacul plin cu gunoaie. Scoteam ce se nimerea și mă uitam să văd dacă e util pentru construcția căsuței mele, care sărăcuța lua forme fantastice. Și așa, la nesfârșit. Dar Leon, de mult mă gândeam că parcă se rotește în jurul meu și chiar mă acompaniază. Exista o anumită asemănare, măcar aceea că el se pierde în secunde, iar eu în mărunțișuri. Ba, chiar și alte semne care dădeau de gândit, acele cocolașe de pâine din timpul cinii și alte mărunțișuri, acel tralala și până la urmă nu mai știam de ce mi s-a năzărit ca acea dezagreabilă interiorizare, fiecare trage la esăi pentru ale sale. Ce se apropia de mine dinspre perechea Tolo și dinspre preot trăgea tot la el. Ce mă costa să aduc vorba acum despre vrabii și despre toate celelalte ciudățenii de acasă? Să le compar cu el și să văd dacă nu găsesc ceva. Doar eram ca o vrăjitoare care se uită într-un glob de sticlă, în fum. Sunteți iritat și nu-i de mirare, după toate câte s-au întâmplat în ultimele zile, cu pisica și chipurile niște mărunțișuri, în realitate cimilituri. E greu să te descotorosești de ele, de parcă te-ar fi năpădit paraziții. Pisicuțul? Un detaliu! Cine și-ar face probleme din cauza unui pisicoleș? Privește, frățioare, ce tăune și ce mai bâzâie ticălosul. Încă ieri pisicostârvul îmi gâdela sistemul nervos cu acel gâdelat fermecător. Dar astăzi, admirând pe bolta cerului munții cărunți, de acord, am în nervi un fel de tensiune, dar una care sărbătorește festiv, fermecător de festiv, festiv fermecător. Hei, ha, sărbătoare, drăguțele, iubițele, n-ai văzut nimicum. Ce? Mi-a arătat cu degetul floarea de la butonieră. Și vă rog să vă aplecați spre mine năsucul binevoitor să o mirosiți. Să o miros? Asta m-a neliniștit mai mult decât se cuvenea. De ce? Am întrebat. Sunt ușor parfumat. V-ați parfumat pentru oaspeți? M-am așezat și eu pe trunchi ceva mai departe. Chelia lui alcătuia împreună cu pinsenezul un întreg cupol sticlos. L-am întrebat dacă nu cunoaște denumirile munților. Nu le cunoștea. L-am întrebat cum se numește valea. A replicat că știa, dar a uitat. Ce aveți cu munții? Cu denumirile? Nu despre denumire vorba. Era cât pe aici să-l întreb, atunci despre ce?
dar m-am abținut. Mai bine să o spună singur, fiindcă nu încape îndoială că îmi dă târcoale cu o altă combinație și ceva începe să se miște, să se lege. Dar e mai bine să tac. Stăteam chitic de parcă nici nu existam. Tra-la-la, eu nimic, stăteam. Tra-la-la, din nou tăcere, lunca, bolta, soarele, dar mai jos, umbrelele așternute. Tra-la-la, de data aceasta tare ca o chemare la atac și deodată s-a auzit. Berg, clar, puternic, ca să nu mai pot să nu întreb ce înseamnă asta. Ce? Berg. Ce berg? Berg. A, da, ziceați că doi evrei, o anecdotă evreiască. Ce anecdotă? Berg. Berguire cu bergul în berg. Pricepeți? Bemberguire cu bembergul. Tra-la-la, adăugă Viclean. Își flutură brațele, ba chiar și picioarele, de parcă ar fi dansat în sine triumfal. Automat și surd, repetă undeva dintr-o profunzime abia întrezărită. Berg, berg, tăcu, aștepta. Ei bine, mă duc la plimbare. Stai, domnule, ce să te plimbi în soare? La umbră e mai plăcut, e plăcut, plăcerile mărunte sunt cele mai bune, gustoase, plac. Am observat că vă atrag plăcerile mărunte. Cum? Ce? Să-mi fie cu iertare, a gâlgâit cu un râs interior. Pe cuvânt de onoare, ce e drept e corect, te gândești la distracțiile mele de pe fața de masă în prezența jumătății mele? Discret, cum se cuvine să nu-mi facă scandal, numai că ea nu știe. Ce? De berg, de berguirea mea cu bembergul meu, cu toată bemberguitatea bembergului meu. Bine, bine, odihniți-vă, eu mă duc la plimbare. Unde te grăbești așa? Mai rămâi o clipică, poate îți spun. Ce? Ce te interesează? Ce te face curios? Sunteți un porc murdar. Liniște, copaci, umbră, poiană, liniște. Am vorbit mai încet. Ce mă amenința? În cel mai rău caz se va supăra și mă va da afară din casă. Se va întrerupe, se va opri. Mă voi muta la altă pensiune sau mă voi întoarce la Varșovia ca să-l enervez pe tata și să o aduc pe mama la exasperare prin prezența persoanei mele, insuportabile. Dar nu se va ofensa. Sunteți un porc murdar, am adăugat. Poiana, liniștea, pe mine m-a interesat de fapt un singur lucru, să nu nebunească, pentru că exista teama că e un maniac și că în acest caz și-ar pierde însemnătatea. El și toate eventualele lui fapte și toate mărturisirile lui, iar atunci și povestea mea s-ar putea dovedi ceva bazat pe nebuniile, fără ifosie ale unui sărman idiot. Un fleac, dar împingându-l în porcărie, ah, acolo îl puteam învăța. Acolo putea să se unească într-un fel cu preotul, cu pisica mea, cu Catasia, acolo îmi putea fi de folos, ca o cărămidă în plus la casa mea, construită cu atâta trudă. De ce te enervezi așa?" a întrebat într-o doară. Eu nu mă enervez. Liniștea naturii. Și apoi, dacă l-am jignit, era o jignire undeva în depărtare. Parcă prin telescop. Aș putea întreba, cu ce drept? Sunteți un libidinos. Ajunge, ajunge, cu permisiunea dumitale te rog. Rog în alta instanță. Eu, Leon Voitiș, tată de familie exemplar, fără condamnări, care a robotit toată viața, a câștigat zi de zi, cu excepția duminicilor, din căsuță la băncuță, din băncuță la căsuță, în prezent pensionar, dar numai puțin exemplar, mă scol la 6:15, adorm la 11:30, doar dacă se nimerește un bridge cu permisiunea jumătății. Domnul meu, vreme de 37 de ani de căsnicie, eu niciodată, cu nici... n-am înșelat-o. Niciodată. 37. Niciodată. Poftim. Sunt un soț bun, sensibil, înțelegător, amabil, senin, cel mai bun tată, care iubește tandru, agreabil, pentru oameni, săritor binevoitor, altruist, te rog, spune, ce aspect din viața mea te îndreptățește?
că eu ceva acolo, pe delături sau cum, în glumă, de parcă eu în mod ilegal, beție, cabaret, orgie, dezmăț, ticăloșie, depravare cu târfe, poate la lumina lampioanelor, bacanale, dar vezi și dumneata, stau liniștit, tăi făsuiesc și mi-a strigat drept în față triumfător, sunt corect și tutti frutti. Dumneavoastră vă vedeți de interese, i-am spus. S-a bucurat zgomotos, parcă în toate părțile și aproape că dansa șezând. O, da, o, da, pe cuvânt de onoare, eu mi văd de interese. Dumneavoastră ați spânzurat vrabia. Ce? Pe cine? Nu, dar de unde? Atunci cine? Da, de unde să știu eu? Discuția s-a întrerupt și nu știam dacă s-o mai ațâț în acest peisaj încremenit. Stăteam pe trunchi ca la sfat, numai că nu se știa pe cine aveam desfătuit. I-am spus din nou, Berg, dar mai încet, mai liniștit, și nu m-au înșelat presimțirile. M-a privit cu respect, s-a scuturat. Am urmăit. Bergum, ești un Bergum, văd un bembergovist, întrebă serios. Dumneata bemberguiești? Și a râs. Domnișorul meu iubit, oare știi, mătăluță, de ce te-am lăsat eu să pătrunzi în tainele bembergului? Mătăluță, ce crezi cu căpățâna aia matale, că leușa lui Voitiș e așa de prostănac să lase pe oricine să se apropie de Bergum, Berg, Bergum? Glumești. Pe dumneata te-am lăsat pentru că... Pentru că ce? Ce curios ești, dar îți spun, m-a luat ușor de ureche și mi-a suflat în ea. Îți spun, de ce nu ți-aș spune? Pentru că dumneata, Berg, 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 berguiești în Berg pe fiica mea, născută Voitiș, Elena, cu Bergul, pe tăcute. Dumneata, crezi că eu nu am ochi? Visus. Ce? Pușlamaua. Ce vreți? Mutălăul. Domnișorul pe fiica mea, Berg, secretul Berg, iubitul Berg, și voiai să te îmbemberguiești sub fustița ei în plin mariaj cu iubitul Bergul numărul 1? Coaja copacilor, nodurile, nervurile, prin urmare știa, sau cel puțin bănuia, așa că secretul meu nu mai era secret. Dar ce știa? Cum să vorbesc cu el? Normal? Sau în particular, Berg, am spus. M-a privit cu respect, un nor de fluturași albi, un fel de glob învolburat. A trecut deasupra luncii și a dispărut dincolo de molizii pârâului. Acolo era un pârâu. Dumneata bemberguiești și eu bemberguiesc. O să bemberguim împreună, a zâmbit. Du-te, du-te, vreau să rămân singur, să mă pregătesc pentru liturghia mea în Evlavie, amintindu-mi și împrospătându-mi totul solemn, sărbătoare, sărbătoare, hei, sărbătoare, cea mai mare, lasă-mă să mă purific prin post și rugăciune și să mă pregătesc pentru liturghia voluptății mele, pentru sfânta bucurie a vieții mele, în acea zi memorabilă. Du-te, arrivederci! Lunca, arborii, munții, cerul cu soarele spre asfințit. Și să nu crezi că îndrug verzi și uscate, eu fac pe nebunul numai pentru a înlesni. La drept vorbind, eu sunt un călugăr și episcop. Cât e ora? Trecut de 6. În noaptea asta va fi pelerinaj în locul în care am trăit cea mai mare și singura mea plăcere. Acum 27 de ani, fără o lună și 4 zile. M-am ridicat. Se vede însă că nu voia să-mi dea drumul fără o informație exactă. Se grăbea. În noaptea asta, Bembergum se va sărbători în taină. Priveliști, ce priveliști! Toți suntem aici pentru a sărbători sărbătoarea marii plăceri. Mergeam. Iarba înmiresmată, îngălbenită, înroșită de floricele, miresme, miresme, care erau și nu erau ca acele de atunci. Acolo. Grădină, zidul. Mă apropii cu fux pe linia, pe linia aceea trasată de coada măturii. Ne apropiem. Limita depărtării după trecerea prin câmpul cu pomi albi, cu pari și prin câmpul înțelenit, părăginit, cu buruieni și moloz și bățul care ne aștepta în duhoarea aceea grețoasă și duguritoare pentru a se potrivi apoi, nu acum imediat, ci mai târziu, cu oiștea,
cu oiștea printre vechiturile din această magazie încinsă de curele, cu gunoaie, ușa întredeschisă, oiștea aceia care ne împinsese spre camera catasiei, bucătăria, cheia, fereastra, iedera, acolo unde m-au împins spre brad, crenci, înțepături, ramuri, eu ies, când colo ceainicul care m-a împins spre pisică, pisica, eu pisica, eu cu pisica, atunci, acolo, brr, porcărie, o arunc. Mă gândeam la asta blând și somnolent, lunca adormea, eu mergeam încet, priveam în pământ, vedeam florile, când am căzut într-o capcană chiar în mijlocul drumului. Era o capcană de nimic, idiotă. În fața mea au apărut două pietre, una pe dreapta, alta pe stânga, iar puțin mai încolo, pe stânga, se zărea o pată ca fenie de pământ afânat de furnici. Și mai departe, pe stânga, era o rădăcină mare, neagră, putredă, toate pe aceeași linie, tăinuite la soare, ferite în strălucirea aceea, ascunse la lumină. Eu tocmai trebuia să trec printre pietre, dar în ultima clipă am schimbat direcția pentru a trece printre piatră și pământul afânat. Era o abatere minimală, un pic se putea și așa și așa. Și totuși această mică abatere era nemotivată și asta se pare că m-a derutat. Așa că automat mă abat iar, ca să trec cum am vrut la început, printre pietre, dar în clipa aceea am simțit o dificultate. Ah, minimală, provocată de faptul că după două abateri, intenția mea de a trece printre pietre luase un caracter decizional. Ceea ce nu era motivat, fiindcă indiferența perfectă a acestor lucruri din iarbă nu îndreptățea adoptarea unei decizii. Ce indiferență e să treci pe aici sau pe dincolo, de altfel valea adormită de păduri, amorțite ca un pește mort sau ca un băzâit de muscă amețită, îmbălsămată, liniște, cufundare, uitare, concentrare. Atunci m-am hotărât să trec printre pietre, dar în cele câteva secunde care au trecut, decizia a devenit și mai importantă. Dar cum să decizi dacă e tot una? Așa că iar m-am oprit, furios, întind din nou piciorul ca să trec așa cum voisem, printre piatră și pământ, dar văd că dacă trec printre piatră și pământ după trei încercări, nu va fi o simplă trecere, ci ceva mai serios, așa că aleg drumul printre rădăcină și piatră, dar îmi dau seama că las impresia că m-am speriat. Prin urmare, din nou vreau să trec printre piatră și pământ, dar la dracu, ce se întâmplă? Ce e asta? Doar nu o să stau așa în mijlocul drumului. Dar ce? Mă lupt cu stafiile, pentru Dumnezeu. Ce e asta? Ce e asta? Un vis solar fierbinte înfășura ierburile, florile, munții, niciun fir de iarbă n-a tresărit. Eu nu mă mișcam, stăteam, dar acest stătut devenea tot mai irresponsabil, ba chiar dement, nu aveam dreptul să stau. Asta e imposibil, trebuie să trec, dar stăteam. Și atunci, în această imobilitate, imobilitatea mea s-a identificat cu imobilitatea vrabiei de acolo, din tufișuri, cu imobilitatea sistemului care imobil imobiliza vrabia, bățul, pisoiul, cu acel neîntrecut sistem inert, în care imobilitatea sporea așa cum spoream și eu, în lunga aceea ce creștea în imobilitatea mea, neputând să se miște. Și am pornit. Dintr-o singură lovitură am doborât totul în mine, toată imposibilitatea, și am trecut ușor, fără să știu pe unde, pentru că nici nu avea importanță, și gândindu-mă la altceva, fiindcă aici soarele asfințește mai devreme, fiindcă aici sunt munți, soarele era jos de acum, mergeam prin lungă spre casă, fluieram, am aprins o țigară și a rămas, ca sedimentele unor lucruri nerezolvate, amintirea palidă a acelei dandanale. Am ajuns acasă. Nimeni, ferestrele, ușa, deschise la perete, pustiu. M-am culcat, m-am odihnit, când am coborât, iar Biluța se învârtea prin antreu. Unde sunt ceilalți? La plimbare. Am mai spus ceva și am plecat. Iar mergeam prin lungă, de asta dată în direcție opusă. Îi căutam,
cu mâinile în buzunare, cu capul plecat, meditând profund, dar fără nicio idee de parcă mi le luase cineva. În fața mea iarbă, am ridicat capul, la urechile mele ajungeau râsetele lulușilor. Grupul s-a revărsat dintre copaci. Pe unde ați umblat? Unde ați dispărut? Noi am fost până la măgura aceea. Am alăturat lor și mergeam cu ei drept spre soare, care însă nu mai era. Lăsase în urmă doar un mare nimic solar, un fel de vid solar, caracterizat de intensitatea razelor ce veneau de dincolo de munte, ca dintr-un izvor ascuns. Incendiile cerului Liliachiu iradiant în interior, dar fără să mai poată ajunge pe pământ. Am privit împrejur, aici jos totul se schimbase, deși era încă lumină, apăruse însă începutul neutralizării, al solidificării și al cufundării, ceva că răsucitul cheii în broască. Munții, măgurile, copacii, pietrele erau sub semnul sfârșitului. Veselia grupului nostru era cacofonică. Sunetul era parcă de geam spart. Nimeni nu mergea cu nimeni, fiecare separat. Mergeam încet, în lunga înconjurată de munții ce coborau muți în părăsire și părăginire, purtând mari zăcăminte de nevedere, cuiburi de neființă, cetăți ale orbirii și ale muțeniei. În lunga aceasta a apărut dintre copaci o casă, care nu era casă, deși exista. Atâta doar că nu era cealaltă de acolo, cu structura sistemul vrabii spânzurate, bățului atârnat, pisicii sugrumate, spânzurate, îngropate, toate sub supraveghere și oblăduirea gurii afectate a catasiei, care putea fi în bucătărie, în grădină sau pe prispă. Pătrunderea celelalte case prin această casă era agasantă, dar era și bolnavă, în totalitate cumplit de bolnavă și nu numai bolnavă, ci și acaparatoare. Și mă gândeam că nu mai e nimic de făcut. Această constelație, această figură, această structură și acest sistem sunt de acum de netrecut. Nici nu te poți desprinde, nici nu poți ieși din asta, e prea mult. Este. Iar eu mergeam prin lungă și Ludwig tocmai m-a întrebat dacă n-aș putea să-i împrumut lama. Cum să nu? Cu plăcere. Și mă gândeam, asta e de neînvins, fiindcă orice apărare sau fugă complica și mai mult lucrurile, ca și cum ai cădea într-una dintre acele capcane în care orice mișcare te încurcă și mai rău. Și cine știe dacă mi s-a năzărit mie numai pentru că eu mă apăram. Da, cine știe, poate că m-am speriat prea rău când buza catasiei mi s-a asociat pentru întâia oară cu Lena și asta a provocat crampa, acea primă crampă de la care a început totul. Să fi precedat apărarea mea atacul? Nu eram sigur, în orice caz acum era prea târziu. Casa din fața noastră părea bine mușcată de amurg, chiar în materia ei șubrezită. Cerul dispărea, se trăgeau și se închideau cortinile. Creștea rezistența, lucrurile nu voiau să se expună. Se ascundeau în vizuini, atrofiere, descompunere, sfârșit. Deși era încă destulă lumină, se făcea simțită deteriorarea virulentă a vederii. Am zâmbit, fiindcă îmi spuneam că întunericul este uneori mai convenabil. La întuneric te poți apropia, infiltra, poți atinge, cuprinde, îmbrățișa și iubi până înnebunești, dar eu nu aveam chef de nimic, eu aveam eczemă, eram bolnav, eu nu aveam chef. Am intrat, Biluța era în bucătărie. Ludwig mi-a mai cerut odată lama de ras, imediat după aceea Leon mi-a dat un ghiont întrebându-mă dacă nu i-aș putea împrumuta ceasul, pentru că de la al său nu e singur. I l-am dat și l-am întrebat dacă ține foarte mult la punctualitate. Mi-a șoptit că la fiecare minut. Ludwig a revenit după un timp, voia să-i mai dau și o bucată de șiret, dar nu aveam. M-am gândit, ceasul, lama, șiretul, unul cere, altul cere, ce e asta? Să înceapă ceva de aici? Câte motive se puteau constitui concomitent cu al meu? Câte sensuri se puteau maturiza independent de al meu? Abia ieșite la lumină. Și apoi, ce-i cu preotul ăsta? Masa era aproape pusă. Din casă, întunericul ieșea mult mai consistent. Pe coridor era noapte,
dar în camera noastră de sus, unde Fuchs se pieptăna în fața unei oglinzi de buzunar, sprijinită de ușorul ferestre, rămăseseră numai resturile luminii. În schimb, negura pădurilor de pe versanți, la vreo 2 km, se furișa pe fereastră ca un haiduc. Copacii din jurul casei au foșnit. S-a pornit un vânt de cel. Mare, Dandana! În acest timp, Fuchs povestea. S-au întârjit, ai văzut și tu, dar n-ai idee ce s-a întâmplat la plimbare. Ce tavatură! Să te ții cu mâinile de burtă. Dacă pun ochii pe unul, să te ferească Dumnezeu. Dar ce drept trebuie să recunoaștem. Nu mă mir. Ce-i mai rău e că ea e atât de inspirată. Fii amabil și ține-mi puțin oglinda. De altfel, nu mă mir de Lulusia. Să-ți iei așa bărbat cu banii tăticului e pe undeva scandalos, dar să te mai iei și de altul, pentru Lena e cam neplăcut. Orice ai zice, sunt oaspeții ei, iar ele sunt prietene. Pe de altă parte, ea nu știe să se descurce, e prea tăcută, iar Ludwig e zero, complet. Ciudat om, aș spune, bun de pus la muncă, un funcționar bine îmbrăcat, de unde a luat-o pe Lena? Tot ciudat. Ei, dar oamenii se potrivesc la întâmplare. La dracu, 3 perechi în luna de miere, e greu să nu apară și scârboșenii. Pe de altă parte, trebuie recunoscut. Ce-i prea mult, nu-i sănătos. Nu mă mir că Luluși a vrut să se răzbune. Știi, a prins-o cu Luluși. Cum a prins-o? Am văzut cu ochii mei. Asta a fost la micul dejun. M-am aplecat să iau chibriturile și am văzut. El avea mâna sub masă pe genunchi, iar mâna e deci că era foarte aproape, la un centimetru și într-o poziție nu prea firească. Restul poți să ți-l închipui. Ți s-a părut? Asta e realitatea. Eu am fler la asemenea lucruri. Trebuie să fie observat și Lulușa. Mi-am dat seama după chipul ei, așa că acum și ea și Luluș sunt porniți împotriva ei. De jos se auzi vocea Beluții. Poftiți la masă, gustare! O voce de lemn, ba chiar de piatră. Peretele de lângă fereastră pe care îl aveam în față era ca toți pereții, pestriți. Vine și un punct roșu, rotund, 2 zgârieturi, o decojire, fire, nu erau multe, dar erau. S-au adunat de-a lungul anilor și, adâncindu-mă în această rețea, am întrebat de Catasia. Curios să știu ce face și dacă nu s-o fi întâmplat ceva nou. Ce crezi? Și am rămas tăcut o vreme ascultându-mi întrebarea. Ce ar putea să se întâmple acolo? Vrei să știi? După mine, dacă nu ne-am plictisi în viligiatură la familia Voitiș, nu s-ar mai întâmpla chiar nimic. Plictiseala, frate, are ochii mai mari decât teama. Când te plictisești, Dumnezeu mai știe ce-ți mai poți închipui. Să mergem. Jos era neguros, dar în primul rând era înghesuială. Nimănui nu lipsea pofta de mâncare. Toți își puneau porții de șuncă, de carne de vițel, porții de vrăbioară. Mâncam carne rece de vițel și salată, vodcă. Notez faptele, pe acestea, nu altele. De ce pe acestea? Privesc peretele. Punctulețele, mucegai, ceva începe să se distingă, parcă ar fi o siluetă. Nu, silueta dispare, a dispărut. E haos și o saturație murdară. Ce face preotul ăla? Ce-i cu Fuchs? Mierea și Edecica, unde-i Ludwig? Ludwig nu era, nu a venit la cină, am crezut că se berbierește. Voiam să o întreb pe Lena. Nu am întrebat-o. Dar ce-i cu țăranii care ne-au adus aici? Încurcătură. Ce se poate ști? Deodată, bum, mă izbește ceea ce e acolo afară, în exterior, terenul cu variantele lui până în munți și mai departe peste munți. Șoseaua șerpuind în noapte, dureroasă, apăsătoare, de ce am sugrumat pisica? De ce am sugrumat pisica? Leon și-a ridicat pleoapele, s-a uitat la mine, dus de gânduri, dar foarte atent, chiar sârguincios, și a întins mâna după paharul cu vin, l-a dus la gură. Preotul început să se adune de pe bancă, bombănind niște scuze, se mișcă de-a lungul mesei,
Sutana se ivi în încăpere, a deschis ușa, a ieșit pe prispă. Am făcut câțiva pași spre ușă și am ieșit și eu. Pe prispă aer proaspăt, luna, norii se îngrămădeau, strălucind într-o lumină stâncoasă. Mai jos, mult mai întunecoasă, arteziana munților împietriți în gerbe. În jur, feerie, lungi covoare, gazoane roind de pâlcurile copacilor, alaiuri, festinuri, ca un parc în care se desfășurau procesiuni, defilări, toate scufundate în adâncul luminii lăptoase a lunii. La scară, sprijinit de balustradă, stătea preotul. Stătea și făcea ceva ciudat cu gura. Va fi greu să vă relatez în continuare povestea mea. În general, nu știu dacă e o poveste. E greu să numești poveste toată această concentrare și descompunere a elementelor. Când am ieșit pe prispă și l-am văzut pe preot făcând ceva ciudat cu gura, m-am zăpăcit de tot. Ce? Ce? M-am zăpăcit mai rău decât dacă ar fi crăpat scoarța pământului și toate larvele subterane ar fi ieșit la suprafață. Fără glumă, numai eu cunoșteam taina gurilor. Nimeni în afară de mine nu era introdus în scandalul secret al gurii Lenei. El nu avea dreptul să-l cunoască. Asta îmi aparținea. Cu ce drept își vrea propria gură în această taină? Dar numai decât s-a constatat că el vomează. Voma, voma lui, slută amărâtă, era justificată. Se îmbătase. Ei, nimic deosebit. M-a văzut și a zâmbit rușinat. Poate că ar fi cel mai bine să plec. Am plecat. Nu în casă. Am pornit prin luncă. Ajunge. Noaptea era otrăvită de luna moartă care aluneca prin ea. Vârfurile copacilor erau în plină glorie și o mulțime de formații din jur, de marșuri, adunări, șoapte, consfătuiri, distracții, într-adevăr o noapte de vis. Să nu mă mai întorc, să nu mă mai întorc. Cel mai bine ar fi să nu mă mai întorc. Poate că ar trebui să mă urc în căruță, să dau bice cailor, să plec pentru totdeauna. Ei, nu, superbă noapte. Totuși mă distrez bine, splendidă noapte. Dar nici nu mai puteam prelungi această situație. Eu sunt bolnav, splendidă noapte, bolnav, bolnav, dar nici chiar așa. Casa dispăruse după măgură. Mergeam prin iarbă, care aici, în apropierea părâului, era moale. Dar ce cu copacul acesta? Ce copac e? Ce cu copacul acesta? M-am oprit. Era acolo un pâlc de copaci, iar între ei unul nu era așa, ca toți ceilalți. De fapt, era, dar trebuie să existe un motiv pentru care mi-a atras atenția. Acest copac nu se vedea prea bine în mijlocul pâlcului, acoperit de ceilalți copaci. Cu toate acestea, mi-a atras atenția. Dar ce? Ce? Desimea sau greutatea? Încărcarea lui? Trec pe lângă el cu sentimentul că trec pe lângă un copac. Prea greu. Cumplit de greu. M-am oprit. M-am întors. Și am pătruns în acel pâlc, convins că acolo e ceva. Pâlcul începea cu câțiva mesteceni răzleți și imediat după aceea era un grup de pini, mai deși, mai întunecați. Nu puteam scăpa de impresia că mă îndrept spre o greutate strivitoare. Am privit în jur. Un pantof. Un picior atârnat din pin. Mi-am spus, picior, dar nu eram singur. Alt picior. Omul era spânzurat. Mă uitam. Omul, picioarele, pantofii. Mai sus îi se putea zări capul a plecat. Restul dispărea în trunchi, în negura crengelor. M-am uitat împrejur. Nimic. Liniște. Mă uit din nou. Un om spânzurat. Pantoful acesta galben mi-e cunoscut. Seamănă cu pantofii lui Ludwig. Am dat la o parte crengele. Am văzut scurta și fața lui Ludwig. Ludwig! Ludwig! Ludwig spânzurat cu cureaua, cu propria curea, scoasă de la pantaloni. Ludwig? Ludwig atârna. Încercam să mă obișnuiesc. Atârna. Încă mă mai obișnuiam. Atârna. Dacă atârna, înseamnă că s-a întâmplat cumva și încet am început să caut, să calculez,
Spânzurat. Cine l-a spânzurat? S-a spânzurat singur. Când? L-am văzut chiar înaintea cinei. Mă rugase să-i împrumut o lamă de ras. Era liniștit. La plimbare s-a comportat ca de obicei. Și totuși atârna. Și totuși s-a întâmplat în această oră și ceva atârna. Și trebuie să se fi întâmplat cumva. Au concurat anumite cauze, dar eu nu le puteam găsi. Nimic. Nimic și totuși trebuie să se fi pornit un vârtej în râul care poartă totul, despre care eu nu știam nimic. Se vede că s-a produs un blocaj. Trebuie să se fi creat niște legături, niște îmbinări. Ludwig! Da, de unde Ludwig? Mai degrabă Leon, preotul, fie și chiar și Lena. Dar Ludwig și totuși acest fapt atârnă, un fapt atârnat, un fapt cu Ludwig spânzurat, izbitor, mare, greu, atârnând, ceva asemănător unui taur ce gonește liber, un fapt uriaș, împind și cu pantofi. M-am uitat foarte atent în toate părțile, m-am liniștit, cu siguranță pentru că am înțeles, Ludwig Vrabia. Mă uitam la acest spânzurat exact așa cum mă uitam la vrabie din celelalte tufișuri. Și bum, 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 un, doi, trei, patru. Vrabia spânzurată, bățul atârnă, pisica sugrumată spânzurată, Ludwig spânzurat, ce se potrivește? Ce consecvență? Un cadavru idiot devine un cadavru logic, numai că logica era și grea și prea mea, personală, separată, privată. Nu mi-a rămânea nimic altceva de făcut decât să mă gândesc. Mă gândeam, făceam eforturi să încropesc o întâmplare logică și mă gândeam, dar dacă el a spânzurat vrabia, el a desenat săgețile, a târnat bățul, s-a ținut de farse, o manie, mania târnării care l-a adus aici să se spânzure singur, un maniac. Mi-am adus aminte ce mi-a spus Leon când ședeam pe trunchi, probabil sincer că el, Leon, n-a avut nimic de a face cu toate acestea. Atunci, Ludwig? Manie, obsesie, nebunie sau altă posibilitate, tot pe linia logicii normale, că a fost victima unui șantaj, poate a răzbunării, cineva îl persecută, cineva îl înconjoară cu aceste semne, îi sugerează ideea spânzurării. Dar cine? Cineva din casă? Biluță? Leon? Lena? Catasia? Încă o posibilitate, tot normală. Poate că nu s-a spânzurat el. Să fi fost ucis? Poate că întâi a fost sugrumat și pe urmă spânzurat. Același care s-a jucat de spânzurătoarea mărunțișurilor. Maniacul, nebunul, a vrut în cele din urmă să spânzure ceva mai greu decât un băț? Cine? Leon? Catasia? Dar Catasia a rămas acolo. Și ce cu asta? Putea veni aici pe ascuns, dintr-o mie de motive, într-o mie de feluri. De ce nu? Se putea întâmpla, posibilitatea de a face asocieri, combinări, erau nelimitate. Dar Fuchs nu se putea molipsi de spânzurare. Nu și-o putea însuși. Și putea, dar a fost tot timpul cu noi. Și ce cu asta? Să se dovedească numai că a fost el? Și s-ar fi găsit imediat o lacună în timp. Poți găsi orice în cazanul fără fund al evenimentelor în devenire. Dar preotul, milioane și milioane de fire îi puteau lega degetele de acest spânzurat. Puteau, dar țăranii, unde sunt țăranii care ne-au adus aici? Am zâmbit în bătaia lunii, gândindu-mă cu blândețe la neputința intelectului nostru în fața realității care ne depășește. Ne înșfacă. Nu există combinații imposibile. Orice combinație e posibilă. Da, numai că ațele legăturilor erau firave. Firave, în timp ce spânzuratul spânzura un cadavru brutal. Iar brutalitatea lui spânzurată se lega bine cu vrabia, bățul, pisica. Era așa ca A, B, C, D. Ca 1, 2, 3, 4. Ce potrivire. Scânteietoare logică, dar subterană. Vizibilă firește, dar subterană. Dar această logică subterană, vizibilă, se pierdea ca în ceață, când se încerca supunerea ei rigorilor unei logici obișnuite.
De câte ori n-am discutat cu Fuchs despre acest lucru? Se poate vorbi oare despre vreo legătură logică între vrabie și băț legate doar de această abia vizibilă săgeată de pe tavanul camerei noastre, atât de vagă încât numai din întâmplare am văzut-o, atât de vagă încât, la drept vorbind, a trebuit să o completăm, să o desenăm în imaginația noastră. Să descoperim această săgeată, să ajungem la băț, doar asta era problema. Acum să găsești acul în carul cu fân. Cine, Ludwig sau altcineva, putea construi conștient o rețea de semne atât de firave? Dar ce legătură există între vrabie, băț și pisică dacă eu însumi am spânzurat pisica? Vrabia, bățul, pisica, trei spânzurări. De acord, trei, dar a treia provenea de la mine. A treia rimă îmi aparținea. Chimere, halucinație. Da, dar spânzuratul spânzura. A, B, C. 1, 2, 3, 4. Am vrut să mă apropii și poate să-l ating, dar m-am retras ușor. Această mișcare măruntă m-a speriat, ca și când mișcarea în prezența unui cadavru ar fi fost ceva neindicat și nedorit. Situația dificilă în care mă găseam, pentru că totuși era dificilă. Constam faptul că eu aici, în raport cu el, eram exact la fel ca acolo în raport cu vrabia. Tufișuri și tufișuri, spânzuratul și spânzuratul, mi-am rotit privirile. Ce de făcut? Cel mai înțelept ar fi să mă prefac că nu am văzut nimic, să las lucrurile în voia sorții. De ce să mă amestec eu? Să plec, să las aici așa cum este. Nu-i treaba mea. Ce am eu cu asta? Nu sunt obligat să știu cum s-a întâmplat. Omul ia în palmă puțin nisip și dispare fără speranțe în grămada necuprinsă, nesfârșită, nemăsurată, nenumărată. Ce să am eu cu dezlegarea tuturor legăturilor? Poate că s-a spânzurat, de exemplu, pentru că Lena s-a culcat cu Leon. Ce se poate ști? Nimic nu se poate ști. Nu se știe nimic. Plec și las. Dar nu mă clinteam. Uimirea nu mă părăsea nicio clipă. Eram sincer uimit. Și totuși, forța cu care acest uriaș spânzurat pătrunsese în mine și cu care eu pătrunsesem în spânzurat, zdrobea totul. Vrabia atârna, bățul atârna, pisica atârna până n-a fost îngropată, Ludwig atârna, spânzurat. Eu eram spânzurarea. M-am oprit chiar ca să-mi spun că fiecare vrea să fie el însuși, așa că și eu vreau să fiu eu însumi. Cui, spre exemplu, îi place sifilisul? Desigur, nimănui nu-i place sifilisul, dar și un sifilitic vrea să fie el însuși. Se spune ușor, vreau să mă însănătoșesc, dar asta sună bizar. E ca și când cineva ar spune, nu vreau să fiu cine sunt. Vrabie, băț, pisică, Ludwig, iar acum trebuie spânzurată Lena. Gura Lenei, gura Catasiei. Ciudat lucru. Pe de o parte, toate sunt neînsemnate, mărunte, artificiale chiar, aici la depărtare, peste munci, peste văi, la lumina lunii. Pe de altă parte, tensiunea spânzurării și tensiunea gurii. E greu. Trebuie. Mergeam cu mâinile în buzunare. Eram pe un tăpșan care cobora spre casă. Voci, cântece. La un kilometru, pe măgura din față, am zărit luminile lanternelor. Ei erau. Mergeau sub conducerea lui Leon, făcându-și curaj cu cântece și cu glume. Lena era acolo. Mergeam în urma lor. Nu m-a observat. Ea mergea puțin pe margini și nu era greu să te apropii de ea. Și m-am apropiat, firește, cu gânduri de sugrumător. N-ar fi fost greu să o trag deoparte, pentru că noi eram deja îndrăgostiți și ea mă iubea pe mine. Cine se putea îndoi de faptul că dacă eu voiam să o ucid, ea trebuia să mă iubească și atunci aș putea să o sugrum și să o spânzur. Începeam să intru în pielea unui ucigaș. Se ucide când uciderea devine simplă, când nu ai nimic mai bun de făcut. Pur și simplu se epuizează celelalte posibilități. Vrabia atârnă, bățul atârnă, Ludwig atârnă, eu o spânzur cum am spânzurat pisica. Firește, aș putea să nu o spânzur, dar să-i produc eu asemenea deziluzie, așa încurcătură, după atâtea strădănii combinații, spânzurarea se impunea de la sine, iar eu o legam de gura ei. Puteam eu să o dezamăgesc, să nu o spânzur? Exclus. Mergeam în urma lor. Am observat că lipsea biluță.
rămăsese acasă, dar dacă el a spânzurat pe Ludwig, exclus, s-a spânzurat el singur. De ce? Nimeni nu știe încă nimic. Ce o să fie când află? Vrabia, bățul, pisica, Ludwig. S-a pornit furtuna, stropi rari, deci ridicăm capetele, plouă, abia izbește, s-a pornit vântul, panică. Fiecare se ascunde sub cel mai apropiat copac, dar prin brazi apa trece, picură, apă, 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 părul ud, spatele, coapsele, iar în fața noastră, în întunericul întunecat, sfâșiat doar de străfulgerările desperate ale lanternelor, un perete perpendicular de apă în cădere. Și atunci, în lumina acestor lanterne, s-a văzut cum plouă, cade și pârâiașe, cascade, lacuri, stropi și roaie, șuvoaie, lacuri, mări, curenți de ape gâlgâind și paiul, bățul, frunza, purtate de apă, dispărute, unirea pârâiașelor, apariția râurilor, insulițele, obstacolele, zăgazurile și tot felul de alte minuni, iar pe sus, de sus, sus potop, toarnă, zboară, iar jos o frunză plutește, o bucată de scoarță dispare. Din toate aceste frisoane, febră, Lena s-a îmbolnăvit de amigdalită. A trebuit să chemăm un taxi din Zakopane. Boală, medici, în general altceva. M-am întors în Varșovia. Părinții, alt război cu tata, alte lucruri, probleme, complicații, dificultăți. Astăzi la prânz am avut carne de găină.